Salutare și bine ați venit pe canalul de YouTube Mister Crypto. În ultima perioadă avem o serie de vești extrem de optimiste din lumea cripto care ne sugerează că ne aflăm pe un trend ascendent puternic. Bitcoin a atins recent un maxim de 2 luni depășind $66.000, iar sentimentul pieței a început să se transforme de la frică la lăcomie, conform indicelui Crypto Fear and Greed. În plus, inflow-urile masive în ETF-urile Bitcoin cu o infuzie de aproape $500 de milioane și o corelație pozitivă cu bilanțul băncii populare din China ne indică faptul că fluxurile de capital se îndreaptă rapid spre cripto. Tot zilele trecute a ieșit și CZ din închisoare și rămâne să vedem cât de implicat o să fie sau nu în cripto. Septembrie 2024 a fost un sezon extrem de favorabil pentru Bitcoin, marcând cea mai optimistă lună din istoria sa. 70.000 este tot mai aproape și această lună optimistă reflectă nu doar evoluția prețului, ci și o schimbare de paradigmă în modul în care Bitcoin este perceput și utilizat în întreaga lume. Și nu uitați, istoric, luna octombrie a fost întotdeauna favorabilă pentru cripto. Așadar, haideți să discutăm despre aceste semnale optimiste și să vedem de ce ar putea fi un moment ideal pentru a investi în Bitcoin și în alte criptomonede. Vă aștept în comunitatea Mister Crypto pe canalele de Telegram, Twitter, TikTok, Instagram și Facebook, găsiți linkurile în descriere. Tot în descriere veți găsi un link pentru NordVPN cu o reducere consistentă de peste 60%. Nu uitați de like și subscribe și de asemenea să activați și clopoțelul. Vă rog să rețineți că rolul acestui videoclip este unul strict educațional și nu reprezintă sub nicio formă un sfat financiar. Înainte de a merge mai departe, trebuie să ne asigurăm că întotdeauna stăm în siguranță în momentul în care navigăm pe internet, iar asta o putem face doar cu un VPN. Un VPN ne maschează identitatea pe internet, un VPN ne protejează de hackeri. La mine în descriere găsiți un link de la NordVPN care, pe lângă reducerile pe care le au disponibile pe site în momentul de față, vine și cu o reducere suplimentară. Tot în descriere găsiți un link de la Tangem Wallet, un wallet extraordinar din punctul meu de vedere, care suportă peste 6.000 de criptomonede. Mai nou, au pe lângă varianta de carduri, acele 2 sau 3 carduri pe care le puteți comanda, și o variantă de inel, care deocamdată se poate doar precomanda. Atât cardurile cât și inelul sau precomanda pentru inel poate să vină pentru voi cu o reducere suplimentară de 10% dacă folosiți linkul de la mine din descriere. Dar să revenim la piața noastră dragă, piața cripto. Așa cum vedeți, în ultima săptămână am avut o evoluție extraordinară și aproape toate proiectele din top 100, cel puțin pe pagina pe care mă aflu eu acum, sunt pe creștere. Avem 2-3 mici, sau mai exact, avem o singură excepție, respectiv Monero. În rest, toate celelalte proiecte sunt pe creștere, cu creștere de la aproape 100%, cum este la FTT, la FEX sau la alte proiecte de acest gen. Vedem creșteri de 18, 26%, 20%, 30%, 24% și așa cum vă spuneam, fiecare proiect din top 100 săptămâna trecută a fost pe creștere. Revenirea sentimentului de frică, respectiv de FOMO, în piața cripto ar putea conduce Bitcoin la o creștere rapidă către $70.000 și apoi la noi recorduri istorice. Acesta a fost influențat de o creștere semnificativă a emisiunii de stablecoin care a adus $10 miliarde în lichiditate pe piață după reducerea ratelor de către Fed și stimulentele economice din China. Aproape 40% din recentele influxuri de stablecoin provin de la USDC, ceea ce ar putea indica o activitate crescută în domeniul finanțării descentralizate sau DeFi. De asemenea, 55% din bitcoinul extras provine din China, sugerând că stimulentele financiare masive din această țară ar putea provoca fluxuri de capital semnificative către cripto. Yellen, un analist cunoscut în lumea cripto, concluzionează că probabilitatea unui raliu în trimestrul al 4-lea este extrem de mare. Prețul Bitcoin a arătat o corelație pozitivă cu mărimea bilanțului băncii populare din China în ultimii 8 ani, având o corelație de 0,66 în ultimele 30 de zile. Această corelație sugerează că creșterea bilanțului băncii populare, care deține aproximativ $6,22 trilioane ar putea influența pozitiv prețul Bitcoin, mai ales pe termen lung. Recent, Banca Chinei a anunțat intenția de a injecta până la $1 trilion, aproximativ $142 de miliarde în băncile de stat, pentru a sprijini economia. Această măsură, împreună cu reducerea ratei rezervelor pentru bănci și scăderea ratei repo, a dus la o creștere semnificativă a piețelor de capital din Asia, inclusiv o creștere de 4,5% a indicelui CSI 300. Analistul Nigru a menționat că influxul de capital ar putea stimula investițiile în companiile de blockchain, inclusiv în tehnologia de minerit. Aceasta ar putea duce de asemenea la o expunere mai mare la investițiile legate de cripto în Hong Kong și în alte piețe externe. În plus, Augustin Fan de la SOFA a afirmat că toate activele riscante, inclusiv criptomonedele, ar putea beneficia de pe urma acestui stimul, iar sentimentul investitorilor s-a schimbat într-unul de cumpărați dipul, sugerând o continuare a raliului pieței fără catalizator de scădere în viitorul apropiat. Dar o să revenim imediat și la ce se întâmplă în China și ce ar putea urma odată cu aceste măsuri. Pe 27 septembrie, prețul Bitcoin a urcat la peste $66.000, impulsionat de datele publicate de Biroul de Analiză Economică din Statele Unite privind cheltuielile de consum personal, respectiv PCI. Aceste date au întărit așteptările pentru o politică monetară mai relaxată din partea Rezervei Federale. Janet Yellen, secretarul Trezoreriei Statelor Unite, a sugerat că Federal Reserve ar putea realiza o paterizare moale sau un soft landing în privința inflației, ceea ce a sporit încrederea investitorilor. PIB-ul din Statele Unite pentru trimestrul 2 a fost conform așteptărilor cu o creștere de 3%, iar cererile de ajutoare pentru șomaj au scăzut. Analiștii sugerează că deși Bitcoin a atins $66.000, ar putea exista o nevoie de consolidare și că este posibil ca prețul să coboare la $57-58.000 înainte de a încerca o nouă ascensiune spre $68.000-70.000. Eu sper să nu fie cazul, să vedem acea coborâre la $57-58.000 și să ne păstrăm ritmul actual. Revenind la ce discutam mai devreme despre China. China a lansat un pachet economic masiv pentru a sprijini piața imobiliară și economică care se confruntă cu dificultăți. 1. Reducerea ratelor ipotecare și a rezervelor obligatorii ale băncii, RRR, cu 0,5%. Avansul minim pentru a doua locuință scade de la 25% la 15%. China ar putea reduce ratele ipotecare și mai mult anul acesta între 0,25 și 0,5% puncte procentuale. Există planuri pentru un fond de stabilizare a pieței, costă $13 miliarde. Drept urmare, indicele CSI 300 a crescut cu 4,3%, cel mai bun rezultat din ultimii 4 ani. Măsurile economice masive ale Chinei ar putea avea un impact pozitiv asupra pieței cripto din câteva motive. Odată, creșterea lichidității, reducerea rezervelor obligatorii și scăderea ratelor ipotecare vor elibera fonduri suplimentare în economie, ceea ce ar putea încuraja investitorii să aloce o parte din acești bani în active mai riscante, inclusiv cripto. 2. Îmbunătățirea sistemului global. Creșterea pieței bursiere chineze stimulată de acest pachet poate avea un efect de contagiune asupra piețelor globale, inclusiv cripto. Când piețele tradiționale cresc, există adesea un sentiment pozitiv care se răsfrânge și asupra cripto. Și diversificarea investițiilor. Investitorii ar putea căuta să-și diversifice portofoliile dincolo de activele tradiționale, în special dacă economia chineză începe să dea semne de redresare. Cripto ar putea fi văzut ca o alternativă atractivă. Și, astfel, acest pachet de stimulare ar putea spori interesul și fluxurile de capital înspre criptomonede, ceea ce ar putea contribui la creșterea prețurilor în piața cripto. Recent, fluxurile de capital pentru fondurile tranzacționate la bursă, ETF-urile care investesc în Bitcoin și Ethereum, au înregistrat creșteri notabile. Recent, Bitcoin ETF a experimentat cel mai mare influx de capital din ultimele 2 luni, atrăgând $494 de milioane. Această sumă evidențiază un interes crescut al investitorilor în Bitcoin, stimulat de evoluțiile favorabile ale pieței și de acceptarea tot mai mare a criptomonedelor de către instituții. De asemenea, Bitcoin a avut un câștig de aproximativ 11,18% în ultima lună, cel mai ridicat din martie. ETF-urile Ethereum au înregistrat o creștere de $58 de milioane. Deși suma este semnificativ mai mică în comparație cu ETF-urile, Bitcoin este totuși un semn pozitiv al interesului în creștere pentru Ethereum. Continuarea acestei tendințe ar putea însemna o volatilitate redusă și o creștere stabilă a prețurilor pe măsură ce mai mulți investitori se alătură pieței. Tot săptămâna trecută, așa cum vă spuneam mai devreme, au avut datele PCI. Indicatorul preferat de inflație al Fed a arătat o creștere de 0,1% în luna august comparativ cu iulie, ceea ce înseamnă o creștere anuală de 2,2%. Acesta a fost sub așteptările analiștilor, ceea ce sugerează o presiune inflaționistă mai mică decât cea anticipată. Analiștii au remarcat că aceste date mai slabe sprijină o atitudine dovish a Fed, adică o tendință de a menține ratele dobânzilor scăzute. Probabilitatea unei reduceri de 50 de puncte de bază în următoarea întâlnire a Fed din noiembrie a crescut la aproape 57%. Care este impactul asupra Bitcoin? Matt Mena, strategist de cercetare în cripto la 21Share, a subliniat că aceste condiții favorabile ar putea permite ca Bitcoin să testeze din nou intervalul de $68.000-70.000. Și așa cum probabil ați văzut și știți, am avut cea mai optimistă lună septembrie pentru Bitcoin. Septembrie 2024 a fost un sezon extrem de favorabil pentru Bitcoin, marcând cea mai optimistă lună din istoria sa. Avem, cel puțin până în momentul de față, o creștere de 9,34%. Cea mai mare creștere față de acest 9,34% am avut-o în 2016, când am avut un plus 6,04%. În rest, în marea majoritate a celorlalte luni septembrie, din 2013 și până în prezent, am avut scăderi. Indicele Crypto Fear and Greed revine în teritoriul greed. În prezent, acest indice a ajuns la cel mai înalt nivel din luna iulie, înregistrând un scor de 63, mai zilele trecute a fost chiar 64 pe 28 septembrie. Aceasta a fost o schimbare semnificativă, având în vedere că în cea mai mare parte a lunii august indicele a fost în zona de fir, atingând un minim anual de 17 pe data de 6 august, când prețul Bitcoin era în jur de $53.000. Cu un scor de 63-64, indicele se află acum în zona de greed, adică lăcomie, corelându-se cu creșterea recentă a prețului Bitcoin, care, așa cum v-am spus, a depășit $66.000. Ultima dată când indicele a depășit scorul de 64 a fost pe 30 iulie, când Bitcoin era de asemenea în jurul acestui preț de $66.000. Acest indice evaluează emoțiile și sentimentele investitorilor și traderilor, bazându-se pe factori precum volatilitatea pieței, momentumul pieței, tendințele de pe social media și încă alte câteva aspecte. Structura sa include 25% din volatilitatea pieței, 25% din momentum și 15% din tendințele sociale. În plus, capitalizarea totală a pieței altcoinilor depășește linia de trend și recâștigă rezistența de 0,25, care este un moment esențial. Dacă piața reușește să imprime un maxim mai mare, putem asista la o creștere semnificativă și la o volatilitate crescută în piață. Iar dacă vreți să ne dăm și mai mult FOMO, ne uităm la Plan B, care ne propune un scenariu extrem de optimist din punctul meu de vedere. Acesta ne spune că în octombrie avem o lună clasică de creștere pentru Bitcoin și că Bitcoin va atinge 70.000. În noiembrie, Trump câștigă alegerile încheiind războiul democratic împotriva cripto dintre Biden, Harris, Warren, Gensler și Bitcoin ajunge la 100.000. În decembrie o să vedem intrări masive în ETF-urile Bitcoin și iar acesta atinge 150.000. În ianuarie avem întoarcerea companiilor și a oamenilor din cripto în Statele Unite, din concedii și sărbători, iar Bitcoin va ajunge la $200.000. În februarie, grupul Power Law vinde Bitcoin și acesta va scădea la 150.000. În martie, Bitcoin devine monedă legală în Bhutan, Argentina și Dubai și urcă la $300.000. În aprilie, Trump și Statele Unite încep să construiască o rezervă strategică de Bitcoin, iar Bitcoin va atinge $400.000. În mai, alte țări, excepție Uniunea Europeană, se alătură cursei Bitcoin și acesta ajunge la $500.000. În iunie, mai multe proiecte AI încep să folosească Bitcoin pentru a arbitra autonom în sistemul tradițional financiar și Bitcoin atinge $600.000. În iulie-decembrie vedem un FOMO masiv. Bitcoin ajunge la un all-time high, respectiv la $1.000.000. În 2026 o să avem faza de distribuție și Bitcoin va scădea la $0,5 milioane, iar în 2027 piața va fi bearish, iar Bitcoin va atinge un minim de $200.000. Acest scenariu sugerează o perioadă de expansiune rapidă și optimistă pentru Bitcoin, cu evenimente externe care influențează pozitiv piața. Totuși, este important de menționat că astfel de predicții sunt pur speculative și depind de numeroși factori economici, politici și tehnologici. Chiar dacă mi-ar place să văd o astfel de predicție adevărată, îmi este totuși greu să cred că va ajunge la astfel de valori, adică la 600.000 în vara anului viitor. Mie îmi cam dă cu virgulă. Haideți să vedem totuși ce se va întâmpla acest ciclu, să vedem că Bitcoin atinge un 150.000, de ce nu poate $200.000, și cred că toată lumea o să fie mulțumită. Iar în următorul ciclu, de ce nu, să vedem că ne apropiem de aceste presupuneri. Iar dacă vă era dor de Gary Gensler, acesta a reapărut în peisaj și nu într-o notă pozitivă pentru el. Un reprezentant al Statelor Unite din Camera Reprezentanților, dacă nu mă înșel, îl critică pe Gary Gensler, considerându-l cel mai destructiv președinte al SEC în timpul unei audieri. În cadrul acestei audieri, Gary Gensler a fost criticat de către reprezentantul Tom Emmer. Acesta l-a acuzat pe Gensler de a fi cel mai destructiv președinte al SEC în cei 90 de ani de existență a agenției. Emmer a declarat că Gensler a inventat termenul de securitate a activului cripto, care nu are o bază legislativă și a fost folosit ca fundament pentru crusada de aplicare a legii împotriva industriei cripto. De asemenea, Emmer a adus în discuție gestionarea de către SEC a cazului Debt Box, unde agenția a acuzat un startup cripto de o schemă de fraudă de $50 milioane. Cazul a fost respins în luna mai, iar SEC a fost obligat să plătească $1,8 milioane în taxe. În timpul audierii, Gensler a recunoscut că SEC ar fi trebuit să admită de mult că tokenii cripto nu sunt valori mobiliare. Comisarul SEC, Hester Pierce, a subliniat că agenția și-a părăsit datoria de a fi precisă în reglementarea acestor active. Și nu lăsăm Ethereum deoparte, ne uităm un pic și la el, care nu a început foarte bine săptămâna trecută. Luni, ETF-urile Ethereum, care urmăresc prețul spot al Ethereum, au înregistrat retrageri nete de $79,2 milioane, cea mai mare scădere zilnică de la sfârșitul lunii iulie. Fondul Grayscale Ethereum Trust a înregistrat cele mai mari retrageri cu $80,5 milioane ieșiți din fond, în timp ce alte fonduri Ethereum fie nu au avut schimbări, fie au avut fluxuri mici pozitive. Totuși, după o zi în care am avut cele mai mari retrageri din iulie, a doua zi, pe 24 septembrie, fondurile ETF Ethereum au înregistrat intrări de $62,5 milioane, marcând a treia cea mai mare zi de la lansarea fondurilor Ethereum. Probabil mulți ați văzut că Ethereum începe încet să recupereze din pierderile din ultimele luni și din sentimentul bearish în care intrase, ceea ce este extrem de optimist și pentru piața de altcoin. Nici Solana nu stă deloc deoparte, ba dimpotrivă. Depășește toate celelalte blockchain-uri combinate în ceea ce privește fluxurile nete de capital în ultimele 3 luni. Avem un flux net total de 988 de milioane. Adică aproape un miliard. Aceasta este o realizare importantă pentru Solana, reflectând o creștere semnificativă a interesului și a încrederii investitorilor față de această rețea. Graficele Solana Ethereum arată o dinamică interesantă. Testarea repetată a acestui nivel de rezistență, care este și maximul din 2021, sugerează o luptă continuă între cele două criptomonede. Pe măsură ce Ethereum își recâștigă poziția, poate indica o întărire a încrederii investitorilor în rețeaua sa, în special dacă reușește să rupă această rezistență. Evoluția bună a Solana poate fi probabil atribuită și ultimului eveniment al acestora, unde au fost anunțate o mulțime de vești bune pentru Solana și pentru ecosistemul acesteia. Un alt factor bullish pentru piață este oferta de stablecoin, care este în permanentă creștere. Creșterea ofertei de stablecoin-uri de obicei indică o creștere a activității pe piața cripto, ceea ce ar putea prevesti mișcări de preț în sus pentru multe alte criptomonede. Din secțiunea alte știri, o veste nu foarte bună vine din partea Telegram. Acum nu discutăm de o veste dezastruoasă, dar discutăm de un aspect la care lumea din cripto ține foarte mult, respectiv despre furnizarea datelor personale. Pavel Durov, fondatorul Telegram, a anunțat că platforma va împărtăși datele utilizatorilor cu autoritățile în cazul unor cereri legale valide. Aceste date pot include adresele IP și numerele de telefon ale celor care încarcă regulile platformei. Important de înțeles că Telegram va coopera cu autoritățile doar dacă există un mandat sau o cerere legală bine întemeiată. Utilizatorii care sunt implicați în activități ilegale sau care încalcă regulile platformei sunt expuși riscului de a avea datele partajate cu autoritățile. Această decizie marchează o schimbare importantă pentru Telegram, care era cunoscut pentru politica sa strictă de protejare a confidențialității utilizatorilor. Mai departe, Donald Trump a sugerat în glumă că Statele Unite ar putea plăti datoria națională de $35 de trilioane cu criptomonede, spunând că ar scrie pe o bucată de hârtie: 35 de trilioane cripto, nu avem datorii. $35 de trilioane se referă la datoria publică uriașă a Statelor Unite, care este o problemă de politică economică de mult timp. Totuși, să luăm în considerare că acest comentariu a fost făcut într-un ton umoristic, iar ideea nu este menită să fie luată în serios. Această remarcă reflectă doar stilul său caracteristic de a face comentarii care atrag atenția adesea într-un ton relaxat și amuzant. Mergând mai departe către Binance, au apărut rapoarte despre o posibilă scurgere de date care ar afecta aproape 13 milioane de utilizatori, cu informații sensibile cum ar fi nume, adrese de e-mail și numere de telefon vândute pe dark web. Atenție, discutăm doar de o știre de o posibilă scurgere și Binance a negat acest aspect. Grupul de hacker numit Gravies ar fi în spatele acestei presupuse scurgeri. Un purtător de cuvânt al Binance a declarat că echipa de securitate a investigat situația și a concluzionat că nu a avut loc nicio scurgere de date. Deși există rapoarte despre o posibilă scurgere de date, Binance susține că acestea sunt false. Totuși, chiar dacă aceste informații sunt sau nu adevărate, toți utilizatorii ar trebui să folosească toate măsurile de siguranță existente în momentul în care utilizează astfel de platforme, mai ales acolo unde discutăm și de păstrarea de fonduri. Și încheiem cu o știre oarecum pozitivă, zic eu, pentru piață, și anume că CZ, fondatorul Binance, a fost eliberat din închisoare cu 2 zile mai devreme decât data planificată datorită regulilor care permit eliberarea anticipată în cazul în care ziua de eliberare coincide cu un weekend sau o sărbătoare. CZ a fost condamnat, după cum probabil știți, în aprilie la 4 luni de închisoare pentru călcarea legii privind secretul bancar, deoarece nu a implementat un program adecvat de cunoașteți clientul sau de Know Your Customer la Binance. De asemenea, a fost obligat să plătească o amendă de $50 de milioane și să renunțe la funcția de CEO al platformei. Binance a convenit să plătească o amendă uriașă de $4,3 miliarde pentru a soluționa acuzațiile legate de aceste încălcări. Acesta a revenit și pe Twitter de îndată ce a ieșit cu un prim mesaj. Primul mesaj a fost doar un GM, dar la câteva ore după a revenit cu un al doilea mesaj, din care vă fac un scurt rezumat. El a început prin a-și exprima bucuria de a fi liber, menționând că este extrem de bine să se bucure de lucruri simple cum ar fi mâncarea și fructele. A recunoscut că nu va putea răspunde la toate întrebările, dar că își va lua timp să se relaxeze și să-și planifice următorii pași. El a mulțumit susținătorilor pentru sprijinul acordat în momentele dificile și a împărtășit câteva actualizări, printre care Giggle Academy, proiectul său educațional care progresează și va avea un rol important în viața sa în următorii ani. Când vine vorba de investiții, va continua să investească în tehnologiile blockchain, AI și biotehnologie, având în vedere impactul pe termen lung, nu doar profitul. Legat de filantropie, plănuiește să dedice mai mult timp acesteia și resursele privind educația. În plus, se pare că lucrează și la o carte, fiind acum în proporție de 2/3 finalizate, deși a descoperit că scrierea unei cărți este mai complicată decât se aștepta. Când vine vorba de Binance, a observat că acesta se descurcă foarte bine și în absența sa. CZ a încheiat prin a spune că va fi prezent la conferințe și că urmează noi oportunități. Revenirea lui CZ este considerată bullish pentru piața cripto, deoarece eliberarea sa ar putea aduce stabilitate și încredere în Binance, unul din cele mai mari exchange-uri cripto în prezent. Dragilor, cum spuneam și la început, Bitcoin a trecut de $66.000 și analizele sugerează că suntem pe cale spre $70.000. Sentimentul din piață este electrizant, iar Crypto Fear and Greed Index a revenit iarăși în zona de lăcomie, adică lumea este optimistă din nou. Asta înseamnă că investitorii sunt încrezători și gata să profite de oportunități. Piața momentan pare să fie destul de solidă și mâine intrăm deja în luna octombrie. Istoric vorbind, una din cele mai bune luni pentru cripto. Bineînțeles că nu avem nicio certitudine că așa o să și fie, dar eu personal am toată încrederea că vom încheia luna octombrie cu un portofoliu mult mai valoros decât în septembrie. Vă doresc o săptămână extraordinară și vă aștept săptămâna asta pe canalul de YouTube Mister Crypto, deoarece vom începe o serie de lecții, ca să spun așa, pentru cei care vor să învețe trading. Lecții gratuite, bineînțeles, așa cum găsiți de altfel toate videoclipurile pe care eu le postez pe acest canal. Deci, nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe, să activați și clopoțelul și ne vedem la videoclipurile următoare. Cam atât pentru videoclipul de astăzi. Nu uitați de like și subscribe și de asemenea să activați și clopoțelul. Vă aștept în comunitatea Mister Crypto pe canalele de Telegram, Twitter, TikTok, Instagram și Facebook, găsiți link-urile în descriere. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept cu drag la videoclipul următor.